să analizăm, de exemplu, eliberarea unui certificat de urbanist, iar certificatul de urbanism să se elibera. Domnul Consiliu, vom discuta la fiecare proiect. Păi da, dar cum facem cu ordinea de zi? Dacă nu avem aceste documente... De asemenea, propun suplimentarea... Logic că suntem de acord. Supunem la vot ordinea de zi. Încă o dată, cine este pentru? S-a abținut cineva? Este cineva împotrivă? Domnul Miță Mihai, domnul Niculescu, domnul Buică, domnul Matei Gabriel, doamna Dragomir Oxana, domnul Popa Ioan, domnul... domnul Mihai, domnul Stămbrec. Deci... Ați făcut calcul? Nu. Da. Ați făcut calcul? Câte voturi sunt pentru? Plus cu minus, fac minus. Da, e majoritatea. Deci, dumneavoastră, cred că sunteți informat că o parte dintre comisii și membrii al unor comisii nu au votat acest proiect. Cred că ar fi bine ca dumneavoastră să ne dați o explicație de ce a fost nevoie ca să măriți numărul de posturi cu 60 sau 64. Documentele nu le avem în spate, așa cum am spus, n-am respectat legea. Măcar dați-ne o explicație dumneavoastră ca să înțelegem și noi și ceilalți care sunt invitați aici. Organigrama Consiliului Județean, într-adevăr, este o suplimentare în unele compartimente justificată, pentru că în conformitate cu cerințele Uniunii Europene trebuie realizate instituțiile necesare pentru implementarea proiectelor, având în vedere faptul că la nivelul județului am accesat și am realizat proiecte privind managementul deșeurilor, trebuia înființat acest compartiment de implementare a proiectelor, deci este justificată și cel puțin la nivelul direcției tehnice aceste suplimentări vin în conformitate cu prevederile Uniunii Europene, dar nu știu dacă se justifică la Direcția Contabilitate Finanțe de la 23 de posturi la 49. Probleme de ambiții, de chestiuni care le-am sesizat în decursul mandatului meu de președinte. Pentru că au fost la nivelul Consiliului Județean, presiuni din partea domnului Medelea să schimbăm organigrama. Pentru că, vezi, doamne, a avut un punct de vedere neconform cu poziția dumnealui și Tălcanu, și Dumitru, și Popescu, și Ionescu, și așa mai departe. Pentru ce acest lucru? Pentru faptul că vroia să desfințeze un serviciu de contabilitate a unei fete necăjite și așa mai departe, pentru că nu l-a întrebat pe dânsul dacă participă sau nu la concurs. Haideți să vă spun, să știe toți colegii situația asta. La începutul anului, o rudă de-a dumnealui a plecat din Consiliul Județean. S-a transferat, bine mersi, salut, la revedere. E o chestiune care nu mă privește. Da? Deci postul trebuia ocupat. S-a ocupat prin concurs, acum desfințăm că Cristina Lona a întrebat pe Medela dacă participă sau nu la concurs. Da. Departe gândul de ăsta. Dar să ne demonstreze domnul... Medela, da? Pentru că toate sunt la propunerile dumitale. Am să fac și alte propuneri. Am să arăt presie acum, cum ai spus, peste 100 de miliarde primarii să facă lucrări și n-au bani acum. Pentru că ai zis, faceți-le repede, faceți-le. Da? Nu împotrivă. Impresionant a avut ansamblu Oltul sub conducerea domnului Nichita Dragomir. Să-l chemăm pe dumnealui aici și să-l rugăm frumos să rămână director acolo.
Și mi se pare de neadmis grava cu care și-a făcut înlocuirea acestui om. Ce calități deosebite are domnul președinte? Deci eu nu are avis în comisie de specialitate, domnul președinte. Va încerca să vă bate joc de noi? Păi domnul președinte, atitudinea dumneavoastră așa spune că dumneavoastră încercați să vă bate joc de noi. A fost purtătorul de cuvânt al președintelui. Domnul președinte, repet, nu ne considerați niște proști. Ați început activitatea cu echipa pe care o aveți cu stângul. E punctul nostru de... Nu! Suntem niște oameni realiști și e păcat că oameni care sunt alături de dumneavoastră ridică mâna fără să fie conștienți de ceea ce se va întâmpla în viitor. Nu stau de vorbă cu dumneavoastră. Cu oameni ca dumneavoastră nu vorbesc. Zi tare! S-a auzit? Este domnul Nichita la telefon. Să fiu adjunct, nu mi-am dat demisia. Nici nu mă voi da demisia la plan întru niciodată. Scuzați-vă pentru că sunt director și dumneavoastră ați propus cam ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a se prezenta la concursul.